rușinea lui Dumnezeu, lumea prin înțelepciune necunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu a binevoit prin nebunia predicării se mântuiască pe cei care cred. Astăzi este ziua mântuirii. Mă numesc Malvina Lișețca și sunt din Mișcarea Internațională Apostolică a Trezirea României. Sunt misionară de Biserica Puterii din Varșovia, din Polonia. Sunt poloneză, dar vara acționez în Cluj, pe strada, aici. Și sunt aici deoarece aș dori să spun despre Isus și despre un lucru care El a făcut pe cruce 2000 ani. Pentru toată lumea este o veste bună despre Isus. El a venit pe pământ în corpul Său și El a murit pe cruce. 3 zile mai târziu El a înviat și El a biruit moartea. El a învins diavolul. Și asta este o veste bună pentru fiecare, deoarece Iisus a fost judecat în locul tău. Când tu alegi Iisus, tu poți fi îndreptățit în ochii lui Dumnezeu. Dar tu trebuie să alegi Iisus. Iisus a spus în Biblie că fiecare om trebuie să se naște din nou. Ce asta înseamnă? Tu trebuie, tu vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul tău și Mântuitor și a fost judecat în locul tău și El a făcut tot pe cruce pentru tine. Tu trebuie să crezi în inima ta în asta ce El a făcut pe cruce. Fii păcat cu Dumnezeu astăzi. Este decizia. Astăzi a ta. Tu trebuie să alegi Iisus. Fiecare om se spune că El cunoaște pe Iisus. Dar când tu mergi la biserică, să fii. Vino la mine, voi ruga cu tine, în numele Iisus.